Una din cele mai recunoscute atracții de pe străzile din Phenian sunt fetele din trafic renumite și cunoscute ca femeile semafor. Femei frumoase îmbrăcate în uniforme albastre și albe clare, stând în cercuri albe la intersecțiile orașelor care direcționează traficul în continuă creștere al capitalei, au captat de mult interesul vizitatorilor veniți pentru prima oară în țară și a veteranilor care o vizitează frecvent, devenind un fel de marcă înregistrată a capitalei Coreei de Nord. În timp ce aceste fete pot fi unul din cele mai recunoscute simboluri ale Phenianului, îndatoririle față de Phenian și rolul lor în mass media din Coreea de Nord sunt adesea trecute cu vederea de către vizitatorii din țară. Cu toate acestea, slujba lor este mai mult decât să stea drepți și să fie surprinse de turiști. Dansurile lor din trafic într-o perfectă coreografie implică niveluri ridicate de concentrare și disciplină și un antrenament viguros. Controlează traficul, asigură siguranța oamenilor și luminează orașul Phenian. Datorită tuturor acestor factori, femeile din trafic sunt extrem de respectate de poporul nordcorean. Începutul acestui job din traficul nordcorean, sau poliția rutieră de acolo, a venit odată cu reconstrucția infrastructurii rutiere din Coreea de Nord, după încheierea războiului corean. Nu foloseau curent pe străzi, pentru semafor în special, așa că cineva trebuia să dirigeze treaba asta. De obicei, selectate pentru aspectul lor agreabil, înălțimea și promovarea unor teste riguroase, a fi femeie semafor în Coreea de Nord e una din cele mai prestigioase și mai căutate locuri de muncă din țară. Un job care nu mai există pe nicăieri în lume. Potențialii recruteri nordcoreeni din trafic își încep de obicei antrenamentul formal la vârsta de 17 ani după terminarea școlii. În jurul anului 2009, Coreea de Nord a început totuși să-și modernizeze infrastructura rutieră, în special în capitala Phenian, cu instalarea semafoarelor automate la intersecțiile majore. A început tendința deceniului care urmează, care va avea un număr tot mai mic de polițiști în traficul nordcorean pe străzile din Coreea de Nord. Dacă se întâmplă să vă aflați la volan în Phenian și ajungeți la o intersecție în care fluxul de trafic e dirijat de o fată, va trebui să înțelegeți diferitele sale semnale pentru a vă asigura că urmați ordinea corectă a traficului. În afara capitalei Phenian, semafoarele automate sunt practic inexistente, iar munca grea de aplicare a regulilor de circulație e pusă în aplicare de modă veche, cu ajutorul femeii semafor. Pe 5 mai 2013, s-a acordat unul din cele mai înalte premii din Republica Democrată Populară Coreea de Nord, Ordinul Eroul Republicii. Premiul e de obicei pentru actele eroice din timpul războiului sau pentru a recunoaște contribuțiile semnificative ale țării și la dezvoltarea partidului. Asta ca să vedeți cât de departe poate merge propaganda comunistă din țara respectivă. Faimoasa femeie pe nume Ri a primit premiul pentru protejarea de la moartea liderului într-o situație neașteptată, potrivit presei de stat nordcoreene. Ceea ce a făcut de fapt acest polițist din traficul nordcorean e în mare parte necunoscut, dar ne place să credem că a fost o poveste grozavă. După ceremonia de decernare a premiului, ea a avut o scurtă perioadă ca vedetă mass media nordcoreană, fiind intervievată de peste 8 ori acolo. Kim Jong-un a menționat că pentru sănătatea și siguranța femeilor semafor, acestea ar trebui să fie scutite de munca grea a aplicării regulilor rutiere, și vor fi înlocuite în curând cu semafoare și ofițeri bărbați, mult mai rezistenți în condiții de muncă grele. Cu verile toride, iernile înghețate ale Coreei, desigur munca de a fi ofițer de circulație nu e o sarcină ușoară, care necesită să stai în picioare toată ziua. O veterană de 7 ani deja are o prezență impunătoare în șapca ei înaltă și în mănușile albe. Antrenamentul ei dur implică repetarea epuizantă a mișcărilor din trafic, spune ea. Dar de fiecare dată când există durere, lucru care m-a ținut și m-a condus a fost gândul că liderul nostru, căruia îi pasă doar de fericirea oamenilor noștri, tot timpul anului, ne urmărește cum lucrăm, a spus ea, stând în picioare la intersecția cea mai mare din centrul Phenianului. Aș putea să exersez toată noaptea și să continui a doua zi fără să mă simt deloc obosită, spunea ea.
Nordcoreenii obișnuiți exprimă în mod normal sentimente aprobate oficial doar atunci când sunt interogați de mass media străină. Bineînțeles că de multe ori acestea sunt false. Există încă și ocazional, îi vei vedea îndeplinind rolul faimos în turneul tău în Coreea de Nord dacă ai noroc, dar zilele femeilor în albastru care punctează intersecțiile orașelor par să fi dispărut încet încet. Trebuie să părăsească rolul dacă se căsătoresc și să aibă o perioadă de valabilitate finită, iar pensionarea obligatorie începe cam pe la 27 de ani. Vârsta medie la care femeile din Coreea de Nord încep să se căsătorească. Ele reprezintă capitala, explică un ofițer superior al Ministerului Securității Publice, care supraveghează reglementarea traficului. De aceea sunt selectate în funcție de aspectul fizic al lor. Nicio limită de vârstă nu se aplică celor aproximativ 400 de omologi de sex masculin, care tind să fie staționați la sensurile giratorii. Regulile erau pentru că, în mod normal, femeile din țara noastră se căsătoresc la 27 de ani, explică ofițerul. Deoarece rolul e dur și dificil, ele nu pot face treabă numai atunci când sunt singure. Femeile din trafic sau femeile semafor au fost introduse inițial în anii 80 în Coreea de Nord, când vehiculele erau rare pe străzi și au rămas așa timp de zeci de ani, dând naștere la vederea suprarealistă a acestora, dirijând cu precizie și energie mașini inexistente, de fapt, pe bulevarde largi. Țara produce încă multe afișe de propagandă care comemorează munca fetelor din traficul nord-corean și sunt disponibile pentru a fi cumpărate de turiști. În plus față de povestea lui Ri Sim, cea care a luat premiul pentru că l-a salvat pe marele conducător din trafic, fetele din traficul nord-corean au avut de asemenea o perioadă de vedetă în cultura populară nord-coreană la sfârșitul anilor 80, cu lansarea unui film celebru în țara lor numit A Traffic Controller at the Crossroads. Acest film e o poveste romantică cu un mesaj despre binele mai mare dintr-o relație. Urmărim, deci, povestea unei femei recrutate, supraveghetoare de trafic, ce trebuie să-și forțeze vinovăția și dorința de a încălca regulile în detrimentul beneficiului personal.